Acum, dacă mai aveți răbdare și eu vă sfătuiesc să aveți, o să-i ascultăm pe prietenii din grupul vocal Sfântul Ștefan cel Mare, cu un buchet mai mic sau mai mare de părinte, după cum vreți reacționa și dumneavoastră. Și apoi, cine mai dorește, poate să rămână să îi semneze cartea. Mulțumesc mult!